Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea Alb Negru. Invitata din această după-amiază aici la Unimedia este deputata din primul parlament, Nadejda Brânzan. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Doamnelor, domnilor, dacă aveți întrebări pentru invitată, le așteptăm pe pagina de Facebook a emisiunii Alb Negru la rubrica Comentarii. De asemenea, vă îndemnăm să votați astăzi, să acordați bile invitatei, fie albă, fie neagră, în funcție de răspunsurile la întrebări, iar rezultatele le vedem la finalul acestei emisiuni. Doamna Brânzan, de profesie sunteți medic, dar v-ați dedicat aproape întreaga viață sau întreaga activitate politicii și mișcării de eliberare națională. Și, între altele, să spunem câteva lucruri, așa că nu încape să spunem tot ce ați reușit, dar ați colectat semnături pentru susținerea decretării limbii române ca limbă de stat. Ați contribuit la definitivarea Constituției Republicii Moldova. Sunteți unul dintre semnatarii declarației de independență și ați votat de asemenea pentru scoaterea Partidului Comunist în afara legii. Așa, păcăusul vechi, exact, în afara legii. Asta a făcut-o multă lume, nu numai eu. Da, dar așa, ca deputat în primul parlament, ați contribuit și la edificarea acestui stat care se numește Republica Moldova. Și să ne spuneți ce notă ați da acestei evoluții a țării noastre din 1990 și până în prezent. Dacă n-am fi un dialog, dar în formă scrisă, eu aș intitula materialul ăsta așa: revoluțiile le fac romantice, dar sunt privatizate de profitori și hoți de tot soiul. Iată, aceasta ar fi titlul unui articol într-o publicație, poate care va apărea. Da. Așa, adică vă considerați și toată acea generație o generație de romantici? În mare parte, da. Fiindcă în condiții unui sistem totalitar comunist, în frunte cu elitele intelectuale naționale a timpului, o mare parte de cetățeni, oameni simpli, intelectuali de la alte nivele din întreaga republică, s-au consolidat în jurul elitelor pentru realizarea niște idealuri naționale, cum era dreptul la limbă, la alfabet, la libertate de gândire și la o viață mai bună, un stat democratic, nu totalitar. Aceasta, sincer, ne-am dorit-o noi, o bună parte, veniți în primul parlament, deși era și nomenclatura toată, și aparatul administrativ, și de partid, în afară de aceasta, erau la 120-130 de oameni reprezentanți ai Mișcării de Liberare Naționale, veniți din teritorii și din Republică. În frunte erau niște personalități deosebite. În frunte era domnul Moșanu, care a fost ulterior ales președinte, primul președinte al Parlamentului. A fost Ion Hădârcă, Nicolae Dabirjă, Vladimir Beșleagă, Vasile Nedelciuc, Matei, ziariști, profesori, doctori în știință, juriști tale, Dumitru Brașoveanu, e foarte multă lume bună în care în mediul acela ne simțim atât de confortabil și sincer credeam și vroiam să edificăm un stat democratic, să mergem împreună cu țările baltice, care de fapt ne susțineau și atunci, de fapt și acum, împreună spre Uniunea Europeană. Aceasta a fost idealul nostru pentru care noi am venit atunci în Parlament. Și v-ați închipuit atunci cam cum să arate Republica Moldova după 25 de ani de independență, de exemplu? Mi-am închipuit, dar nici în coșmar, în cele mai urâte vise, nu putem admite că ajungem la situația de astăzi care o avem. Vroiam să vedem oameni bucuroși, limeri, tineri care pot studia, întoarce acasă, părinți fericiți, școli bune. Asta era o viață frumoasă și pentru localitățile rurale și pentru orășeni. Deci, și undeva integrați în Uniunea Europeană. Și numai decât mergem împreună cu țările baltice, care chiar și ne-au dorit să ne vadă împreună, ne-au ajutat cu editarea Glasului, primii publicații libere care au fost atunci cu grafie latină. Oamenii tineri nu prea cunosc, dar cei în etate cunosc că pe timpul acela când a apărut Glasul, erau oameni, de pildă în teritoriul la noi, Tudor Iașin, că duce Glasul de la Chișinău și noi
repartizam, îl vindem câte o rublă. Oamenii ne dau cu alții și mai mult. Numai și, ca să poată și să-l putem, nu, ca să putem susține ziarul, ca să poată apăra următorul număr. Și adunam bani, dar odată, mi-aduc aminte cazul acesta, a fost o întâlnire, am organizat Cenaclul Basarabiei pe care îl fondasem, o ședință cu nouă scriitori, deputați în primul parlament, nu în primul parlament, dar în Parlamentul Uniunii Sovietice. A fost atunci și Grigore Vieru, și Dumitru Matkovski, și Nicolae Dabija, și Leonid Alare, foarte mulți. Am organizat o întâlnire și atunci foarte lume din raion a venit la ședința Cenaclului, s-a apropiat de mine o profesoară și mi-a dat un bani, fără plic, fără nimic așa. Și zice, asta pentru noi am adunat colectivul, pentru să transmiteți, vă rog, la Glasul. Eu merg acolo de la masa care am organizat-o și dau lui Dumitru Matkovski banii și de el zice, n-ai putut să-i pui într-un plic, dar eu zic, ascult, oamenii niciodată așa, eu la ședința general nu vin cu plicuri. Adică eu vreau să spun că oamenii singură, fără ca să le dăm, ei singur s-au solidarizat, profesori erau, ca să susțină ziarul Glasul. 248 de ruble, pe vreme ce erau bani. Dar astăzi avem, iată, foarte multă presă, internetul este plin de portaluri de știri, televiziuni foarte multe, cu toate astea ce avem? Iată, spuneați că nici în cele mai negre coșmaruri nu v-ați imaginat că după 25 de ani poporul acesta va fi furat, poporul acesta va fi umilit. Poporul acesta nu s-a putut debarasa de frică, iar cei care au venit la profitorii despre care vorbim au implantat frica încă mai adânc. Și o altă pricină este că oamenii nu s-au deșteptat în măsura care am așteptat noi, este emigrarea masivă a tinerilor și oamenilor activi, lăsând acasă niște oameni rătăciți, săraci, nevoiași, care se lasă vânduți, cumpărați, și procedează așa cum procedează, ducând nu numai prejudiciul lor, dar generațiilor următoare. Dar unde s-a rupt acest fir? Pentru că la început, într-adevăr, entuziasmul era foarte mare. Unde au dispărut intelectualii? Să vă spun dumneavoastră cum a fost. Primul parlament convocat, la 10 zile de la prima ședință, fiindcă prima ședință a avut pe 17, dar pe data de 27, când încă nu erau formate structurile, nici comisia, nici conducerea Parlamentului nu era încă. A fost pregătit proiectul de lege de aprobare a tricolorului. A fost anulată simbolica sovietică, Republica Sovietică Socialistă Moldovenești, loiul cu tricolorul. În dimineața de 27, încă domnul Borșevici, care era moderator, ca decan de vârstă, a moderat prima oră, până când noi l-am ales pe Mircea Snegur președinte și după lui acesta a luat și pe parcursul câteva ore am adoptat un nou simbol, tricolorul. Deci chiar și oamenii veniți din regimul comunist, că majoritatea au votat pentru tricolor. Deci era pregătită societatea și intelectuale, nu mai vorbesc, dar chiar întreaga societate. A fost o sărbătoare, arborarea tricolorului. De fapt, și astăzi tricolorul este respectat și merg cu el, da, la evenimente. Da, avem a tricolorului, da. Și, da, dar stema Uniunii Sovietice tot a fost anulată. Tricolorul a fost fără stemă pe parcursul. Da, păi asta vă întrebam. Unde au dispărut intelectualii? Ce s-a întâmplat pe drumul ăsta al independenței, că am ajuns în situația în care am ajuns? De când s-a rupt acest fir? 94, 96, mai devreme, mai târziu? Devreme puțin a început să rupt. În luna iunie 90, la 23 iunie, la două luni și o săptămână, a fost pregătit și adoptată legea cu privire la suveranitatea Republicii Moldova. Acesta a fost primul pas spre independență. Că unii acum zic că independența a fost un joc, s-a început de la Moscova. Noi am adoptat la două luni declarația de suveranitate în care era scris negru pe alb că legile Republicii Moldova au supremație asupra legilor Uniunii Sovietice. Legile Uniunii Sovietice nu pot intra în vigoare fără a fi aprobate de către Parlamentul Republicii Moldova. A fost primul caz spre... Adică noi mergeam cu pași activi spre
Prin independență. Independența, când de acum s-a apropiat rezultatul puciului, s-a început mișcarea, noi eram pregătiți pentru independență și faptul este că Prezidiul a proclamat, prin hotărârea sa, o nouă mare adunare națională, încât cetățenii din toate colțurile Republicii au umplut piața. Cei tineri, că dumneavoastră nu mai țineți minte lucrurile Da, acestea, eram foarte da, mici pe asta vreau să atunci. spun, dar piața era plină, doar sunt secvențe la televiziune și chiar când am fost cu Lida Istrate, acum au fost secvențe din Piața Mare Adunării Naționale după adoptarea declarației de independență. Deci era și oamenii simpli și intelectuali pregătiți pentru independență, care trebuia să, dar a fost un mare gol. În același an, 91, la 22, îmi pare că decembrie, la Almata s-au convocat toți conducătorii foștilor Republicilor Sovietice Socialiste. Și au semnat acolo un proiect pregătit de Rusia care se numește Mocirla CSE. Iar că Mocirla CSE a început să, fiindcă președinte Sneagru semnasă. Păi da, a avut împuternicire să semneze? Nu. Noi, Parlamentul, nu am știut. Ne-a pus în fața faptului împlinit. Adică un singur om a decis acest lucru. Eu nu știu, poate în anturaj, dar Da, Parlamentul integral, da. Parlamentul integral, Nu a am existat. aflat după. Deci, când s-a. El trebuia ratificat. Fără ratificare, nu intra în vigoare. Dar aici spunea la vot. Și a pus o dată la vot și n-au trecut. V-am spus că eram 130 de oameni, care nu eram suficient, nu eram majoritate, dar putem bloca. Și a pus de două ori și a treia oară au încercat așa. Au trecut printre rânduri și i-au obligat pe deputați să semneze că a doua zi vor veni la ședință pentru a vota pentru aderare la CSI. Dar cum anume i-au obligat? Semnau că mâine vor fi la ședință. Adică Adică pe atunci nu se cumpărau deputați, nu, încă atunci nu, că nu aveau voturi, bani atunci. încă Atunci nu nu se era. cumpăra, atunci semnau. Și au semnat o parte, adică cei care doreau, nu 120-130 care vă spun că nu doreau acest lucru. Și eu stăteam alături și un deputat, care e medic de profesie, medic șef la o instituție medicală republicană, a semnat că adică a doua zi va fi. Eu merg lângă el și mă așez și spun că mâine n-ai să vii la o ședință. Dar el zice, dar am semnat, zic că da, la spital poate mâine să plesnească o țeavă și să inundeze o secție. Se poate întâmpla, da, se întâmplă. Iar mâine asta se va întâmpla, îi spun eu. A doua zi nu a venit colegul ăsta meu și când a pus a doua zi la vot, nu le-a ajuns vreo 3 sau 4 voturi. Adică s-au mai găsit de cei care au considerat Care că o au votat, țeavă. dar n-au venit, da? Da. Adică au garantat, n-au venit. Și în felul ăsta n-a fost aprobat. Atunci s-a început încercarea de a rezolva problema pe altă cale. În primul rând, domnul Moșanu, ca președinte a Parlamentului Intelectual de Italia extraordinară, i s-a pus un ultimatum semnat de mai mulți deputați că să-și dea demisia. Dânsul când a văzut Astea ce... toate erau presiunile care veneau de la Moscova, Nu asupra știu. acestor deputați Aici, sau... de... Asta, ca să fiu sincer, eu cred că nu de la Moscova, De aici, dar din veneau de interior. aici, fiindcă lui Petru Lucinschi nu mai era la Moscova, a rămas fără serviciu în rezultatul puciului, că Partidul Comunist al Uniunii Sovietice s-a desființat și el era deputat de rând. Și eu cred că acolo, anturajul lor, că tot aparatul comunist era în Parlament, erau deputați, au semnat acolo 168 de oameni, înțeles la domnul Moșanu, ca să ceară și dumnealui, văzând că sunt majoritatea, au hotărât să-și dea demisia. Și în rezultatul demisiei au demisionat și domnul prim vicepreședinte, domnul Ion Hădârcă, domnul Vasile Nedelciuc, domnul Valeriu Matei, care erau membri a prezidiului. Și în felul ăsta, odată a fost ales Petru Lucinschi și îndată s-a schimbat raportul de forță în prezidiul Și a Parlamentului. fost și ratificat? Nu. 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 A fost ratificat, dar nu de Parlamentul nostru. Fiindcă am înțeles că cu noi nu e posibil de făcut, că noi totdeauna vom boicota și nu vom permite aderarea la CSI. Și deci s-a terminat, da, se pregătise proiectul noii Constituții. Eu eram membru a Comisiei de Definitivare a Proiectului de Constituție, reprezentam grupul parlamentar al lui Gheorghe Ghimpu. Și erau colegii noștri. Se discuta de am cu noul președinte, Petru Lucinschi.
Și clar că erau discuții aprinse, articolul 13, problema limbii și altele. Și atunci a încetat pur și simplu să mai pună, să mai convoace, să mai pună în discuție. Era clar că se duce spre dizolvarea Parlamentului din cauza că nu s-a fost adoptată legea cu privire la privatizare, care va da aderare la CSI, nu, Constituția nu, și noi am văzut că nu merg treburile, ne-am convocat și am dizolvat Parlamentul. S-au anunțat noile alegeri în anul 1994. Iată de Și aici atunci, da, și atunci, raportul de forțe s-a schimbat. atunci nu totalmente, în 94 au venit 80, partidul majoritar a fost Partidul Democrat Agrar. Împreună cu Interfront aveau 80 de mandate, vă dați seama. Dar Blocul Țăranilor și Intelectualilor, 11 și 9 mandate avea Frontul Popular Creștin Democrat, Partidul Popular Creștin Democrat, adică o minoritate. Iată cum au Da, dar reacționat. până la urmă cetățenii au votat. Deci, Cetățenii au votat. cetățenii nu au oferit încredere primului parlament Nu, și. i-a oferit încredere primului parlament, dar primul parlament s-a dizolvat. Și Păi atunci, da, dar după asta, în vă dați seama, alegeri, au toți câștigat președinții de alții. colhoz erau stăpâni pisate, da? Și deci, dacă Partidul Democrat Agrar s-a anunțat ca nouă formațiune și sună frumos și țăranul zice, asta e pentru noi, deci au votat ceea ce au votat. Și atunci s-au întâmplat patru lucruri. În primul rând, s-a aderat la CSI, s-a ratificat, ceea ce nu s-a reușit. A doua, s-a votat o Constituție cu atâtea defecte, vedeți că și astăzi Ne chinuim. ne chinuim și se chinuie și populația și membrii Curții Constituționale. S-a făcut un stat găgăuzesc cu probleme atunci și cu probleme acum. Și s-a început marea privatizare care a pus punctul pe marea hoție. Deci, colhozurile mici s-au lichidat, care se numeau Savetskaya Moldavia, Rodina, Putilicea și alte tot de astea. Și s-a construit un nou colhoz care se numește Republica Moldova, Republica Parlamentară, Republica Moldova, colhozul Republica Moldova, cu Cu cine în frunte? Republica Moldova, cu frunte cine a fost? Orice la început a fost Petru Lucinski, iar în 96 el a fost ales președinte, în rezultatul ei, președinte a Republicii Moldove. Deci, colhozul nou, Republica Parlamentară Moldova, dar venită cu vechile principii. La colhoz pe dealul mare, cine fură, acela are. Iată de unde s-a început rău și greu. Și apropo, această zicală atât de adânc a intrat în sângele Considerând că nostru, e o normă. încât, da, Numai tuturor le că se pare firesc la și colhoz, oricine acum fură. exact, la colhoz fura cu sacul, dar acum fură cu avioanele și cu miliardul. Asta e diferența. La colhozele Da, mici furau cu sacul, dar da. până la urmă e grav că se fură, indiferent că furi un măr sau că furi 20 de milioane. Sau un miliard. Nu numai că e Deși grav. e același, e aceeași stare, e aceeași problemă. Problema încă și mai gravă decât că a fost, fiindcă cei care înainte aprobau furtul cu sacul, astăzi au rămas sărăciți complet, nevoiași și au înțeles că, da, că sper că au înțeles că s-a dat mare greș, crezând la niște aberații, la CSI, și astăzi încă îmi pare că sunt mulți, dacă urmărim procesul electoral, și astăzi sunt încă mulți care ar susține ideile acelea, care nici nu știu dacă este idee, este o criză morală. O criză morală la o societate, la o bună parte a societății, iar care nu trece prin această criză, nu depune eforturi pentru a munci cu fiecare în anturajul său, cu oameni, pentru a le explica și a-i convinge să înțeleagă că adevărul nu este acolo, în mocirla asta nouă care se numește CSI, Uniune Eurasiatică. Noi nu ne-am ales cu nimic decât război la Nistru, cu morți, cu mame îndurerate, cu embargouri, cu bătaie de joc de vin, cu bătaie de joc de fructe care erau călcate cu camioanele. Și oamenii trebuie să înțeleagă, dar trebuie să le explice care nu citesc, care nu cunosc, care nu Păi, dar știu. nici astăzi nu e târziu să renunțăm la CSI, să ieșim din CSI, așa cum au făcut și alte Păi, țări foste exact, sovietice. dar pentru asta trebuie schimbată o nouă clasă politică care va fi formată din
Generația tânără. Eu observ și la Generația tele. independenței. Generația independenței. Eu văd, da, mulți plecați. O parte poate să și întoarce din cei plecați. Eu singur am văzut și în Statele Unite foarte mulți băieți cu studii foarte mari în Statele Unite, cu Institutul Tehnologic din Massachusetts, băieți de-a noștri, de aici, din Basarabia. Deci, o parte s-ar întoarce acasă, o parte s-ar întoarce din Europa. Dar chiar care sunt acasă, se pot alege din ei, sunt elite. Eu privesc băieții ăștia tineri care sunt capabili, care chiar prin organizații este neguvernamentale, scot la iveală niște neajunsuri și ți le pun pe platou. Tu, cetățean de rând și intelectual, ai înțeles, tu explică celui vecinului, colegului de lucru. Organizați-vă. Asta trebuie să facă. Dar Înseamnă că nu este totuși acces la informație. acces este la Sau informație. oamenii nu vor, sau nu Oamenii înțeleg, nu sau sunt depun efort indiferenți. pentru. Este acces, nu putem să spunem. Nu, chiar în Și toate atunci țările. care e problema cetățenilor, de fapt? Problema cetățenilor este cetățenii în masă sau. Da. Dar fiecare segment al cetățenilor trebuie să-și pună întrebarea: de ce am ajuns? Cine e vinovat că asemenea oameni au venit la putere, care nici nu mai înțelegi? Când te uiți la actualul Parlament, îți creează impresia că eu, ca doctor, că eu puțin am fost în politică, majoritatea am fost în medicină, îți creează impresia că niște pacienți din unele saloane aleargă în alt salon unde se dau bomboane mai multe și mai dulci, jucării mai moi. Și nici de cum, de idei, de iubire de popor, de interes național, nici vorbă. Interesul e în bomboane. E că a fost o doamnă, tot doctor, pentru asta o respect, deși eu sunt anticomunist total, este doamna Elena Bondarenco, care, ca doctor, eu ca colegi, îi respect. Opinia că ea n-a vrut să se vândă și n-a vrut bomboane, nici jucării moi. Știind că este în opoziție și șansa de a veni la putere, nu mai are. Da, îmi spuneați că v-ați uitat peste CV-uri, așa, din interes, să vedeți ce fel de clasă politică sau ce deputați sunt astăzi în Parlament. M-am Ce uitat ați descoperit? ce am descoperit eu căutând niște personaje din politica actuală, care acum fac mare vâlvă aici. Am descoperit că deputații din Parlamentul actual n-au declarații de avere pe anul 2015. Poate n-au averi. Poate n-au nimic, eu aș zice, dar dacă mănâncă bomboane, nu așa vând. Și primul rând ce am observat, și CV-uri foarte puține. De pildă, eu căutam în special, nu îmi trebuia lui Dodon, că îl știu, dar îmi trebuia lui Bătrâncea. Și când caut să văd tânărul ăsta, în ce școală a învățat, de unde este, ce părinți l-au educat, cine sunt profesorii, nu au ei remușcări pentru așa un elev. Eu am 50 de ani când am absolvit școala. Profesorii mei care sunt în viață, din sistemul acela, eu îi respect și îi iubesc pe ei și am organizat o întâlnire și ei mă respectă pe mine, deși eu sunt din altă generație, că sunt generația de. Ar trebui ei, fiind. Vă dați seama că au 94 de ani, au 87 de ani, Da, și au trăit într-un într-un sistem sistem. sovietic, da, Ei mă totalitar. respectă pe mine și eu am vrut să văd, dar ce învățător eu am învățat pe tânărul acesta, Bătrânci. El nu are remușcare, învățătorul, care el învăță întregii republici, fără a pune creierul la contribuție, rupe harta Marii României. Deci scuip în pământul din care se trag străbunii lui în generație, în generație. Oare nu s-au gândit că tot asta o rămas imagine, video, și vor fi scrise cărți, vor fi turnate filme și imaginea lui va perpetua încă multe, multe generații înainte. Poate a învățat altă istorie. Cea a moldovenismului, știți Eu care a nu putea fost să înveț altă promovată. istorie numai dacă profesorul era din alt timp. Dar istoria de acum, el e tânăr, eu nu știu câți ani are, că vă spun nici asta n-am putut să aflu. Atât de secretizată persoana. Dar ce mai interesant ce am constatat, că acest băiat este, eu le zic, Ortaș sau Dodonești, sau Pălnămocine. El, acest băiat, este membru grupului de prietenie cu România. Exact. Eu așa m-am gândit că în grupul acela sunt mai mulți oameni, el tot e pălnămocine acolo să vadă ce se Din discută partea cui? din partea fracțiunii sale care se vrea la putere. Ca să afle ce se discută și cum Eu să, presupun da, așa, dar cum cum să se se urăște reacționeze. România, dar se duce în grupul parlamentar, asta e așa o aberație, că nu. Dar poate am ajuns la situația în care am ajuns, că iată, mulți vorbesc despre Republica Moldova ca un stat falimentar.
un stat care nu are viitor de sine stătător, adică nu se poate dezvolta, pentru că să pornim de la bun început. Unele voci spun că, iată, Moscova a creat această țară din 1991, pentru că n-a mai existat Republica Moldova în aceste hotare. Și, iată, s-a pornit cu stângul de la bun început. Logica asta e logica, nu, dumneavoastră, și nu a mea. Așa. Da, sunt Eu voci, să clar spunem, că care fără spun doar și poate, asta. eu nu știu dacă voi reuși, dar aș vrea să ajung. Să trăiesc în țara mea. În țară integră. Într-o țară în care ne-am regăsit toți. Elita intelectuală de pe malul drept și de malul stâng a Prutului. Eu sper că generația și vreau să cred, dar depinde în mare parte cât de repede se va produce evenimentul de viitori alegători. Păi și atunci, în 90-91, nu a fost posibil? Nu a fost posibil. Deci trebuia să se întâmple așa, cu independența, cu Nu tot ce a putea să se urmat. întâmple fiindcă, v-am spus, eram 120 130 care doream o mișcare și o integrare, Dar dar dacă erau declarațiile a doi președinți, care președinți? domnul Snegur și domnul Iliescu, Da. păi... Poate dacă era, dar nu era pregătit, nici Iliescu nu era pregătit și nici aici președinte, dacă era să fie, da, fiindcă la un moment dat de criză, cât de război, a fost chiar și guvernul frunte cu Da, era guvernul în exil. în exil, da, în caz de Exact. ceva, dar nu erau pregătiți, fiindcă vă dați, spun, erau oameni dintr-un sistem crescut și formați într-un În frică, sistem. în frică totuși. Un frică sau de lideri care nu doreau să-și piardă, e greu de explicat astăzi, de acum rămâne pe seama istoricilor, oamenilor care sper că sunt, mă, unul Octavian Țâcu ceva, sunt Petrengu, sunt oameni de valoare aici, care vor face și vor scrie istoria asta, că asta nu e o pagină nescrisă, ea va fi scrisă. După 25 de ani de independență, ce reprezintă astăzi Republica Moldova? Nu știu dacă mai este o republică, eu v-am spus, este un colhoz cu niște conduceri și cam asta este. Fiindcă instituțiile statului sunt capturate, statul este falit, economia e la pământ, populația sărăcită pleacă și tot pleacă, nu poți vorbi despre un stat viabil astăzi. Satele pustii. Satele pusteite și cu bătrâni și dacă bătrânii de astăzi nu vor înțelege și noi cei mai, care mai înțelege nu le mai explica și tinerii de aici, cei plecați, că dacă mai facem o dată greș și mai vedem sufletul diavolului, se poate ajunge că nu va avea cine săpa gropi pentru morminte, fiindcă tinerii nu vor suporta pe viitor, chiar aici care astăzi sunt luptători, până la urmă și ei sunt oameni și dacă lucrurile acestea vor continua și oamenii nu se vor solidariza în jurul unor lideri care cu adevărat ar vrea să se facă schimbări. Dar dacă va continua așa, depinde de următoarele câteva luni și mai departe, fără lege parlamentară anticipată, situația nu va. Acest parlament niciodată nu, capabil, nu va fi capabil să schimbe starea de lucruri aici. Bun, dar avem pe cine alege? Există alternativă? Cetățenii au înțeles acest lucru? Iată, asta cu întrebarea între asta și constă, să înțeleagă cetățenii. Eu, pentru mine, am înțeles și pentru toți rudele mele și prietenii mei, noi toți am înțeles. Și la rândul noi ne stăruim să le explicăm la ceilalți, chiar și oameni simpli și rudele noastre la periferie. Deci asta este absolut necesar, fiecare să nu rămână indiferent, dar avem, trebuie Pentru să. că și până acum cetățenii au ales, nu au venit alții să aleagă pentru noi. Și Până conducerea care este astăzi în Republica Moldova e cumva rodul la ceea ce s-a ales. exact, fiecare. Și bine, cu aceste excepții de vânzări, de Da, cumpărări, pentru da. crearea unei majorități și tot așa. Da, asta e de aici, interior, bucătărie de interior, de acolo, la periferie. Fiecare de noi trebuie să înțeleagă că ei nu se extraterește. Noi i-am adus prin vot. Să ne punem întrebarea, am făcut fiecare de noi totul, ori am greșit? Și greșeala ne costă pe noi mult, pe copii și pe nepoții noștri. Asta este, să pun întrebarea. Să nu avem drept să ne vindem sufletul diavolului, să ne lăsăm cumpărați cu cozonac, cu 2 kg de orez, cu 100 sau 200 de lei.
Bine, dar până la urmă Partidul Democrat nu a acumulat atât de mult în alegerile precedente. 12 mandate aveau inițial, dacă nu greșesc. 12 mandate aveau, da. În rezultat de redistribuire mai primit acolo două mandate, dar... Dar acum, păi acum, dacă v-am spus, președintele colhozului are bani mulți, că nu fură, v-am spus, cu sacul, dar cu avionul. Și dacă are foarte mulți bani, el îl cumpără. S-au găsit una că nu s-au vândut. Și mai sunt niște deputați acolo din filie de mie, care nu s-au... În restul oamenii nu mai au dreptul moral să devină, că nu mai exprimă interes. Noi, cetățenii, nu ne cerut dezolvarea, noi. Eu personal am spus lui Petru Lucinski, de ce stăm noi degeaba? Da, să adoptăm Constituția, să ne dizolvăm. El mi-a răspuns mie personal, zice, dar nu putem fără Transnistria. Dar eu zic, dar până acum cum am trăit fără Transnistria? Eu trăim încă 20 ceva de ani fără Transnistria. Vreau asta. Noi ne-am autodizolvat. Speranța că vor veni alți oameni noi, un mai parlament buni. Mai mic de 101 oameni, că am adoptat, că era foarte numeros, era foarte complicat să iei. Da. Dar dumneavoastră mai credeți în faptul că într-adevăr oamenii aleg și votul lor contează? Oamenii... Și apropo, aveți niște cifre. Am, da, chiar am lucrat asupra aceasta, că eram curioasă, că eu am desenat niște portrete a niște activiști contemporani, moderni de astăzi, din generația tânără, nu din generația mea, că aceia oameni au rămas și oameni sunt. Eu mă mândresc și cu Vasile Nedelciuc, și cu domnul Moșanu, și cu domnul Iocadâr, cu domnul Dabija, că eu fost, ei sunt oameni generației mele. Și noi am rămas fideli idealurilor noastre. Unii din noi s-au mai îmbolnăvit, s-au mai schimbat, vremea ne mai schimbă și pe noi, dar în general noi am rămas fideli. Ceea ce avem noi, m-ați întrebat, ai referit? Astăzi, da. Ce portrete avem? Portrete sinistre, în mare parte. Când am luat... Și am să văd ce se întâmplă cu portretul lui președintele Curții Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan. Să văd că nu știu cum oameni nu-s, satele pustăite, copii în școli nu-s, școlile se închid că n-au copii deloc, s-au micșorat de o două ori numărul copiilor, dar numărul electorilor cresc, chiar dacă îmi permiți, chiar mea, că eu da. Am copii, nu pot să-mi arăt da, cifre. Ar fi interesant să vedem că aveți cifrele din 94. Tot din 94 toate alegerile. Sper să... În 94, când toată lumea era acasă, încă nu pleca nimeni, au fost înscriși în liste 2.355.356.614 alegători. În 98 era și normal 2.324 cu 32.000 și ceva mai puțin. Am s-a început o leacă migrare. Da, prin 99 da. A plecat mai în mult. În 98 deci v-am spus cu 32 mai puțin. În 2001 când au fost alegerile s-au scris în list 2.256.241 cu 68.000 mai puțin ca 98. Deci tot era mai puțin emigrare. Și mai puțin, da. Era tot, asta era o cifră reală, fiindcă era emigrare. Și noi tot știm că în 2001 de acum era fluxul de emigrare. În 2005 la alegerile celea au fost 2.270.000 cu 53.000 și ceva mai puțin ca 98. Iar fluxul de emigranți crește. În 2009, să vedeți și în 2009, 2.586.309 oameni, cu 229.000 mai mult ca 94. Am brusc s-a început a naște și a crește în 2009. Vă dați seama? Țineți minte atunci discuții cu suflete moarte în liste, cu morți, câte discuții și cât presa au vorbit despre aceea. Deci, în 2009 erau cu 229 mai mult decât în 94 și cu 315 mai mult decât în 2005. Adică oamenii ies cu început a veni acasă. În 2000 până în 2005 plecau, dar în 2009 veni toți acasă să voteze. Vă dați seama ce... În 2010, știți că alegeri după alegeri, a fost 2.645.000 cu 291.000 aproape cu 292.000 mai mult ca 94. În 2010. Și cu 69.000 mai mult când 2009.
Din 2009 așa, tot crește. Și e mai interesant că în 2014 au fost înscriși în lite 2.800.827 cu 444.000 mai mult ca 94 și cu 154 mai mult ca în 2010. Iată asta. Deci aici este falsificare și explicația lui Iuri Cecan cum că aceste datele statistice nu este... Astea sunt cifre umflate. Pentru la ce folosește? La ce folosește? Da, ca să explicăm cu cât mai mare este numărul alegătorilor. Ca să poți falsifica alegerile. Nu se știe cât s-au votat în general pentru partidul care acum la 12 sau pentru alt partid. Fiindcă de acum nu mai poți verifica. Și atunci când am făcut portretul lui Iuri Cecan, m-a uitat următorul lucru. Iuri Cecan, așa, în campanie electorală, Partidul Democrat, mod deschis, televiziunile, slavă Domnului, mass media este, au arătat cum duce pomenii electorale, îmi pare că era de Hâncești, le păstra în depozit la Casa Agricultură și le dus la grădiniță de copii. Șefa grădiniței singură spune că da, asta cadou de la... Într-o țară normală, un asemenea elector, un participant, este îndată scos din cursă. Aici nici o reacție, nimic. Multe partide ar fi trebuit să fie excluse din cursă pentru că au dat pomenii electorale. Da, toate trebuie excluse, să rămână cele care lucrează cinstit. Dar acestea au fost mediatizat și văzut și asta ni s-a memorizat. Pe urmă, în niște localități aici, rurale, în unele case erau scriși 60, 100, 160 de persoane. Îi pun întrebarea, cum vă admiteți așa? Ce răspunde Iuri Cecan? Zice, legea nu interzice să faci înregistrare cât ai vrea. Asta e gândire la un nivel de școală de meserie, dar nu decât un jurist și președinte Comisiei Electorale. Fiindcă legea prevede că condiții de trai nu și poți trăi și mai mulți oameni într-un apartament, dar când se face intenționat 200 de oameni într-o singură casă, asta se face intenționat pentru a denatura rezultatele alegerilor și trebuie să intervii. El iată cum iasă la conferința de presă și ce spune Iuri Cecan. Când colegul lui și vicepreședinte Ștefan Urât îi spune că s-au falsificat datele și am dovezi și spun, ce aș făcut un președinte de comisie care știe că e cinstit și a lucrat cinstit? Îndată formează o nouă comisie să verifice spusele vicele președinte. Cum procedează Iuri Cecan? Organizează și îl eliberează din funcție pe cel care a ridicat verificare și dreptate. Îl dau afară pe Ștefan Urâtu. Iuri Cecan, la Comisia Națională de Integritate, n-a declarat un imobil din România. El, fiind un funcționar, are și un imobil în România. Comisia Națională de Integritate nu a reacționat. Că nu au competențe. Că ei au motivație, o găsit așa, că nu au făcut-o cu rea intenție. Adică, nu cu rea intenție, adică au uitat. Adică omul și-a pierdut memoria. În medicină se numește amnezie. Un om cu amnezie nu poate fi lucrat nici la un fel, dar cu atât mai mult la un președinte a curții Comisiei Electorale Centrale. Ceea ce am văzut eu la acest om, am văzut că sare bine peste bară. Și asta a văzut toată lumea, că s-a mediatizat. Și cum a răspuns Iuri Cecan? Știți ce a spus? Nu știți, să vă spun eu. El a zis, comisie, dar eu principală pentru mine e familia. Și eu aici am fost de acord cu dânsul. Dar ce? El într-un fel, dar eu în altul. Da, comisie, familia este foarte important. Dar pentru că familia ta să nu fie rușine copiilor, nepoților tăi, despre acestea se vor scrie, că tu, fiind la curtea, la Comisia Electorală Centrală, nu ți-ai făcut corect misiunea. Și în felul ăsta, el ar pune valoarea familiei. Când tu faci lucru bine și știi că copiii tăi, nepoții tăi, nu se vor purta, nu va fi rușine de tine. Că ei cred că trăiesc cu ziua de azi, ei nu se dau seama că vor fi turnate filme, scrise cărți și ei vor pare cu eroi, dar de rog pozitiv. Și chiar dacă ar fugi și în America și în Africa, astăzi de toate lumea are internet, adică se află, da, informația oricum.
și nu se vor putea ascunde. Iată un portret de la un personaj care nu trebuie să fie într-o țară normală, în Comisia Electorală Centrală. Alți politicieni care v-au dezamăgit cel mai mult? Dezamăgită e o întreagă clasă politică, dar sunt niște indivizi care în general, nici nu am cuvinte pentru acești oameni. Ca să începem cu Igor Dodon. Un băiat tânăr, un bărbat tânăr de 40 de ani. Te uiți pe site-ul lui. A făcut o carieră. L-a adoptat Voronin. A fost fiul adoptiv al lui Voronin. L-a luat la minister tânăr. Pe urmă l-a făcut viceministru economiei, pe urmă ministru economiei. În anul 2009, fiind în funcție de ministru economiei, dar prietena lui, Zinaida Greceană, fiica adoptivă a lui Voronin, a crescut de la un șef piculeț la Ministerul Finanțelor până la viceministru, până a devenit prim-ministru. Și în perioada asta, în anul 2009, a scos la vânzare hotelul Codru, în centrul orașului, foarte mult teren. Și proprietarul hotelului Codru devine Vlad Plăhătniuc. O persoană pe atunci nu atât de cunoscută, cred că, de toată lumea. L-a vândut hotelul acesta. Rămâne istoria să determine. Dar ce interesant, că el, funcționar a Schmidt-Tel, peste 3 ani, în 2013, se alege cu o casă nouă, la sectorul Buicani, construită, filmată și fotografiată și scrisă de el astăzi că e a lui proprietate. Vreau să știu cum poate un fișor de o învățătoare pensionată, un funcționar Mititel cu doi copii să-și facă asemenea casă, să primbe prin Europa, copiii să învețe la cele mai buni școli private, el foarte bine îmbrăcat și Europa vizitată des. Când stai să-i faci curat socoteala pentru venit și cheltuial, n-ai zice ca bursucul care pușor pe bătișor. Asta este problema. De aici se începe sete de avere și de bogăție. Și oamenii aceștia bolnavi de boala aceasta, ei fără doar și poate mai departe fac acte de trădări. Ca să vă spun... S-au îmbolnăvit cam toți. E o boală infecțioasă. Eu sunt infecționist. E o maladie contagioasă care se transmite de la unul, că ei fac un lanț. Tu mi-ai făcut mie, eu să-i faci ție. Deci, la Paștele Blajenilor, sărbătoare religioasă, luni, merg la cimitir și când stau de acum lângă poartă, vin din două părți diferite, grupări de ortaci de-a lui Dodon, unul cu drapelul, cu drapelul al lui Sfântul Gheorghe, de altă grupă, așa ca niște militanți, cu drapelul roșu. Eu mi-s făcut să rău, început să am o tachicardie când am văzut aceasta, că este o profanare, că cu drapelul acesta, sub drapelul acesta, au fost distruse biserici și mănăstiri. Împușcați preoți, trimis și deportați. Cu drapelul acesta au fost îmblat pe la casă și au strâns, așa zis, apostavcă, că oamenii așa ziceau și nu mai fac tăduce. În ajunul foame și populația a rămas înfometată și sub drapelul acesta au murit atâția oameni. Sub drapelul acesta a fost călcat și distrus cimitirul de la Țiganca. Sub drapelul roșu, la orașul meu, unde au fost mormântați bunicii mei, unchiul, o frate și o soră mici, care eu nici nu i-am cunoscut și cimitirul evreiesc și cimitirul a fost cu tractorul făcut una cu pământul. Astăzi nu mai știu unde se mormântă. Eu mă consider acum că eu pur și simplu sunt legată prin codul genetic, prin pământul acela, cu strămoșii mei. Și asta au făcut-o sub drapelul cu care îl fâlfâiază în fața moldovenilor, că ei nu le place să le zicem români, drapelul acesta. Așa asta era la cimitir în ziua Paștelui. La acest Dodon, la Ștefan cel Mare, la eveniment, au venit, au înconjurat monumentul cu ortacii lui, cu drapelile lui Dodon, cu drapelile roșii. În vremea aceasta, dacă ați privit, știți evenimentul, Ion Ungureanu era acolo, și au început să cânte Noi suntem români. Ce face Dodon? Asta e o pacoste mare. Se întoarce și ca berea, cu o voce îi spune, amenințător îi spune, n-aveți mult, de grabă voi veni și voi interzice pe voi și organizațiile unioniste. Ori au auzit basarabenii lucrul acesta.
Dar m-am trecut printre asta, oameni buni. Dar v-ați dus în deportări odată. Sub drapelul acesta a umblat prin casele oamenii cu polnămocine. De asta eu i-am zis că Dodonii glavnul polnămocinei. De la Moscova? Glavnul polnămocinei, nu. El e, nu, de, la Moscova, e, el e aici, de aici, că da. Atunci la Moscova este Rogozin. Fratele lui de cruce, el e prietenul lui. Cine-i Rogozin? A venit un război în Transnistria, a omorât neamurile, copiii noștri, au scris cărți prea asta, dar ultima oară a spus că tancurile n-au nevoie de viză. Deci ei pot să vină când... Iată cine. Și în plus a venit și la Chișinău în zilele de 5-6 iulie, ca la el de zi acasă. De doliu vine ca la el în Republica acasă. Moldova. Dar cine e prietenul lui aici? Dodon. Deci atunci tot erau. Erau încăvădiști veniți de la Moscova, dar o polnămocină erau de-a noștri. Și astăzi Dodon, Bătrâncea și tot gașca asta a lor sunt o polnămocină. Bun, dar dacă ne uităm și pe partea asta de centru, dreapta, așa zise partide pro-europene, liderilor care la fel sunt cu business-uri. Vreau să vă spun deodată. Moldovenii trebuie să debareseze de ideea că trebuie să fim săraci, trebuie să respectăm pe săraci. Eu mă bucur când văd cât mai mulți cetățeni, compatrioți de mei, trăiesc bine și bogați. Întrebarea este, cum ai făcut averea? Fiindcă dacă omul e muncitor, e deștept, a făcut avere, plătește taxe la stat, el trăiește bine, familia lui, și pensiile vin, și salarii, și școli, și bugetarilor. Trebuie să avem cât mai mulți oameni care să aibă posibilitate să li se dea permită să pună creierul la contribuție și să facă niște afaceri, unul mai mic, altul mai mare, plătind taxe, ei să ajute pe sine și pe stat, adică pe cei mai nevoiași, pe cei bolnavi. Vedeți ce se întâmplă în sănătatea asta, că oamenii zilnic pe la televiziuni se roagă să fie ajutați de către cetățeni ca să meargă undeva să-și caute sănătate. Asta este. Da, în principiu toată clasa politică v-a dezamăgit, așa am înțeles. Da, cu mici excepții, care este astăzi, eu nu vreau să spun, eu sunt în Partidul Liberal Democrat oameni pe care eu îi respect, vă spun. Îi respect, fiindcă au rămas, mie îmi place oameni, îmi plac oameni în general, nu care se vând la prima chemare și la prima bomboană dulce. Și sunt oameni, fără doar și nu vreau să vorbesc despre ei, că nu pot să fac o sentință, eu nu sunt judecător. De fapt, am vrut să fiu la început judecător, dar vedeți că în gașca asta eu nu mai putem bărăsi. Da, da, legătorii sunt judecători și ei ar putea să judice de, și să taxeze la noi, lege. Asta dacă ar fi de ce vorbim noi astăzi? De ce am venit eu aici? Poate cineva ne aude, care se poate transmite mesajul la rude, la prieteni, peste hotare, să vină acasă la votare. Dacă nu găsesc secție de votare acolo, că aici n-au să introduc votul electronic, nu sunt interesați și n-are cine, pentru asta trebuie potențial intelectual și nu poate ieși de la ce, că a rămas acolo sau cine mai este acolo, oamenii cercea. Numai oamenii, dar știți, care s-au încuibat atât de mult frica, că eu când văd chiar și colegi de mei, care totdeauna i-am considerat, valoarea cea mai mare pentru mine este demnitatea. Fiindcă crezul vieții mele, că viața trebuie trăit cu demnitate, integritate morală și iubire de oameni. Și asta nu-s frază. Eu mi-au cultivat învățătorii mei de mic și exemplele părinților și exemplele oamenilor, parcursul vieții, colegilor mei, profesorilor mei de la universitate. Deci eu m-am autoeducat singur și am ajuns că asta este valoarea supremă. Nu averea și nu bani. Desigur că e bine să trăiești, să ai bine, să ai de toate. Dar fiecare cât poate, dar principalul să fie creat. Nu poate un bătrân să câștige bani. Un bătrân trebuie să-i dea susținut de către stat și de rude, cum mine, copiii mă ajută și majoritatea, da, la moldoveni este tradiția așa, asta de a-ți ajuta întâmplă, părință. Da. În această toamnă trebuie să trecem peste alegeri prezidențiale. Cine, ce șanse are? Aceste cifre, la fel, credeți că vor fi umflate? Depinde acum, de să vă spun ce se întâmplă. Acum depinde de comisii electorale locale. Dar comisii electorale centrale, în mai mult de jumătate din teritorii, sunt în frunte, sunt Partidul Democrat, oamenii Partidului Democrat. Ei șantajează pe cei lanți lideri primari să treacă de partea Partidului Democrat. Oamenii n-au demnitate, fricoși, să vând pietre arginți, crezând că vor fi veșnic. Și atunci depinde ce oameni vor forma în comisiile electorale locale. Dacă oamenii cei vor tremura
și acolo li se dă niște bani și primarul fiind vândut, dar condusele raionilor, eu am un exemplu despre asta, eu facem materiale, ce teroare este într-un raion unde la putere a venit Partidul Democrat, o femeie, printre altele. În ce raion? Am să vă am scriu materialul și dacă am să-l pregătesc. Și în raionul acesta, știți cine? Procurorul l-a adus să fie nepotul ei. Dar la stația sanitară epidemică, că înainte așa se numește, la Sanepid, că a fost demis un fost conducător, l-a dus nănaș, finul ei. Deci nănășismul și nepotismul înflorește nu numai la centru, și la periferie. Și oamenii acei de sus stau ștac, pe vremea Uniunii Sovietice, când era un singur partid, în orașul meu de Baștina, niciodată procurorul nu a fost băștinaș din raion. Dar era membru de partid, procurorul. Nu știu asta eu, că eu că am crescut și nu știu nuanțele, dar niciodată nu era. Adică să nu aibă rude cunoștințe, era dus din altă parte, din alt raion. Era unul de la Ștefan Vodă, știu că a fost, din alte raioane. Astăzi se vine nepotul, s-a dus și finul. Vă dați seama. Sau neapărat trebuie să fii membru de partid ca să-ți păstrezi locul de muncă. Ai, în condițiile acestea? Eu, dacă îi terorizează și îi urcă cu deasă la mașină și îi trimite la meeting de frică și oamenii nu își pot ridica capul sus. Îmi vă dați seama. Ia că cel mai tare îmi pare rău că moldovenii sunt oameni fără demnitate. Au fost presați, toate regimurile l-au presat și ele ca generații peste generații și n-au curajul să-și ridice capul sus. Să spună Sunt oameni buni, supuși. eu sunt om, am demnitate. Când am terminat clasa a 10-a, că atunci era 10 clasă, la balul de absolvire, nu la bal, dar la serata aceea de ultimul sunet, nu știu de ce așa am intuit și am făcut un vers eu. Nu sunt poet, dar am găsit acum la peste 50 de ani. Multe acolo scris chirilic, era așa, dar sfârșitul era scris clar. Era patru. Medic, inginer, șofer, ori combainer, pedagog, ori agronom, nu uita că tu ești om. Așa am scris eu, o adolescentă de 18 ani, fiindcă în școală pe mine așa m-au educat învățătorii. Eu așa am înțeles că dacă ești om, ești cum se cade, ești cinstit, asta este cel mai esențial. Dar ești un om măturător. La mine, în bloc, la noi, o femeie face ordine, că e la o cooperativă. E salută, e atât de educată și o respect și tot timpul trec, vorbesc cu dânsa. Asta este, omenia este cel mai important. Dar curajul și Da, da. demnitatea trebuie să fie crezul vieții. Păi da, și de unde se formează? Din familie? Din familie, din mediu, din anturaj, din relații și dacă singur ai capul. Dar cei care... Și asta e importantă. E foarte important. Dacă poți... Fiecare care înțeles trebuie să vă spun, Lenuța, îți spun un caz. Ce m-a impresionat? Când eram încă elevă, pe atunci câștigam vara, lucram la un sovhoz. Eu de la oraș, nu prețineam rândul cu copiii de la sat. Și încă și de statură mică, și mai rămâneam. Și ei ajungeau primii și se odihneau și câte unul, doi se întorceau și mă ajutau pe mine. Mai, fără că pur și simplu mă ajutau și eu atunci am Fără simțit. niciun interes, Și eu zic, uite, atunci am simțit, am vărât în cap, zic, uitați-vă, cât de bine mă simt, cât de bine oamenii ăștia că mă ajută pe mine și cât de bine mă simt eu că ei mă ajută. Și asta s-a întipărit, uite, atât s-au trecut de atunci mai mult de 50 de ani, dar eu țin minte cazul ăsta. Adică exemplele unor oameni buni m-au influențat și pe mine. Așa e. Ați trimis zilele trecute o scrisoare deschisă în adresa premierului Pavel Filip, în care vorbiți despre recenta hotărâre de guvern, prin care a fost aprobat regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice, încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Și apropo, la acest subiect am invitat și pe reprezentanții sindicatelor din sănătate ca să înțelegem ce e cu acest regulament. Ne-au spus că nu pot să vină deocamdată, dată că nu au plângeri de la medici. Mai Vreau întâi ar să vă trebui spun. să existe Nu. plângeri și apoi... Rolul sindicatului, ce partea bună, dacă și în material ați văzut, am spus că singur faptul majorării salariului este un fapt bun. Sindicatele, asta e, le-au majorat. Nuanțele, sindicatele în calificare, în pregătire, asta e mai alt domeniu, asta e domeniul nu a sindicatelor. Și ei nici Dar nu ei știu. trebuie să-i apere pe medici, așa Trebuie să-i înțelegem. apere pe medici, dar încă medici singuri n-au înțeles la ce tortură vor fi supuși, la ce înjosire și umilință. De ce spuneți tortură? Păi dacă se politizează instituțiile medicale, medicina se înălbăstrește chiar în raionul despre care vă vorbesc.
să înălbăstrește instituțiile, conducerea instituțiilor medicale. Instituțiile medicale au culoarea lor și culoarea este albă. Albă. Ea nu poate fi roșie, nu poate fi verde, nu poate fi albastră. Este albă. Ca să dau un exemplu. Pe vremea Uniunii Adică Sovietice, sunt obligați medicii să se facă membri de partid ca să fără, activeze cu culoarea albă. Costumul nostru e culoarea albă. Da, dar ce se întâmplă azi? Azi se întâmplă foarte proaste lucruri. Adică se vor întâmpla. De că s-a început procesul acesta de politizare a instituțiilor medicale. În Uniunea Sovietică, când era un singur partid, și clar că la conducere doreau, când a ajuns, spune un medic șef, a ajuns probleme curative, nu putea pune vărcare, fiindcă avea o responsabilitate, că e prea responsabilă cifra asta, nu e o funcție, nu e un post de organizare, dar e un post de lucru curativ cu bolnavi zilnic. Și atunci ce facă ei? Mă invită pe mine, anticomunistă. Și mă fac ei, pe mine, regimul acela, medic șef, ajung probleme curative. Vă dați seama? Și ați primit și titlul. Așa se numește. Da, de medic... Șef adjunct pe raionului, pe probleme curative. Da, și medic emerit. Asta e titlul. Da, titlul, pe care tot l-ați obținut, apropo, până în 89. Asta e un titlu, titlul acesta este, se venea nu cu de Republica Moldova, dar la Ministerul Sănătății a Uniunii Sovietice. Se da sub semnătura Ministerului Sănătății, atunci a fost Ceazov. Venea într-un raion o dată pe un singur ordin pentru un raion. Dumneavoastră nefiind membru de partid. Nefiind membru de partid. Așa, acum... Și nu numai nefiind membru, eram în 89, în Mișcarea de Liberare Națională, adunare la mare adunare, la toate mitingurile venit, la mare adunare națională cu coloane de 13 autocare. Regimul era comunist. Vă spun, fac o comparație da? Și este azi. Deci, semnături nu mai vorbesc de adunam. În toată duminica eram la Chișinău. Cenaclu Basarabia, facem ședințe, venea lumea din tot raionul. Dar mi-a conferit titlul ăsta mie. În anul 89, în anul, vă dați care. Deci, fac o analogie de ceea ce este. Asta e mult mai prost decât ceea ce era. Fiindcă medic șef, în primul rând, o scindat în total, era sistemul de sănătate, era un sistem integru, toate instituțiile medicale într-o teritoriu administrativ erau subordonate, cheltuielile erau mult mai mici, au divizat și au făcut atâtea structuri exact după aceea. Divide, împarte și condu. Așa și-au făcut. Cheltuieli enorme, au divizat laboratorii, investigații, centri, medici șefi adjuncți, mai făcut o cheltuială enormă de bani, fiecare cu mașina, contabilul lui, cu economistul lui și cu secretarul lui, dar înainte era numai unul, pe tot raionul. Vă dați seama? Cheltuieli enorme pe aparatul administrativ pentru... Acum ce face? Venit la putere, care a fost în Mantaua Roșie, era consilier, a făcut-o medic șef. Dar dacă i-a îmbrăcat mantaua albastră. Așa. Și am un medic. Alta era mantaua verde. Șeful centrului medic de familie. Când s-a întâmplat și-a văzut că poate să o dea afară din lucru și rămâne fără lucru, ce face? O schimbă mantaua verde, o arunc și o îmbrac pe asta albastră. Asta nu-i politizarea instituțiilor medicale. Unde s-a văzut asta? În regim comunist nimeni nu cere mie. Din contră, trebuie să mergi tot raionul, să citești, că le trimite eu de la centru, voi nu aveți, știți, în toată luna, materiale, trebuie să mergi în colectiv, să citești de program a Partidului Comunist. Eu mi-e dus și mie acolo, eu îl punem într-un sertar, niciodată nu m-am dus și niciodată nu m-am chemat. Dar cât de mare este pericolul pentru cetățenii acum, dacă se nimerești pe mâna unui medic? Pe mâna unui medic, astăzi, în general, e foarte complicat să ajungă oamenii. Întrebați oamenii, să fac un sondaj simplu. Oameni buni, vă place medicina de astăzi, dar nu la tineri, că ești tineri, nu știu. Dar cei ce au fost 30 de ani în urmă și 20 de ani în urmă, oamenii vor spune că atunci au fost. Fiindcă atunci medicina era umanizată, acum medicina este comercializată. Și omul, unii s-ar duce, trebuie să meargă să scoată bani pentru investigație. Înainte asta nu era. Sistemul păi și acum de ce e așa? Că ai intrat și în sânge. Omul nu poate să meargă la medic fără să nu-i lase ceva. Da, vă spun de ce.
Nu numai pe, că se lasă medicului, asta e altă problemă, că, dar problema chiar dar trebuie să plătească pentru plot. Operație, pentru da. Intervenții, problema este aparate. Că reformele din start s-au făcut greșite. Sistemul de sănătate care a fost la noi se numea sistemul Semașco. Capitaliștii care veneau înțelegeau că sistemul ăsta e foarte bun din punct de vedere organizațional, fiindcă toate instituțiile medicale erau într-un teritoriu, de pildă într-un raion, erau într-un singur centru, era medic-șef, medic-șef avea un probleme curative, pe policlinic și pe gospodărie și pe lucruri organizatorii. Și restul tot era un tot. Conferință se făcea pentru tot medicii din raion, conferințe clinice, consilii medicale, se inviteau toți medicii din toate sectoarele de medicină. Adică era un colectiv, tot unit. Acum atât au dezbinat fiecare care au venit, că acum șefi mulți, cheltuială mulți și de asta așa bani n-ajung, fiindcă cheltuielile sunt făcute pentru fel de fel de structuri care înainte nu erau, pentru cheltuieli de administrative. Da. Și n-ajung bani pentru... Dar și sara e săracă. Da. Și cu acest regulament ce credeți că se va întâmpla mai departe? Eu cred că dacă oamenii sunt normali la cap, apoi, dacă au ceva creier, să o retrage prostia asta, fiindcă sistemul ăsta este unic care s-a păstrat de pregătire profesională a medicilor. Eu am scris clar. Dar așa va decide altcineva ce salarii și cât... Va decide conform regulamentul ăsta, care nici regulament nu place, că nu seamănă, că nici nu seamănă, că trebuie să-l fac niște juriști cu capă, ca să fie... Acolo e scris așa, că deci... Comisie, salariul, mărimea salariului va depinde de performanțele fiecărui medic, care vor fi determinate de o comisie locală, formată din conducător și de vreo 2-3 de acolo. Încă pentru un spital de 1000 de 10.000 de paturi, ca în America, asta e posibil, că acolo sunt sute de specialiști. Și poate, de pildă, un medic psihiatru, care e medic șef, el poate organizator să aducă mașini, să facă. Dar cum poate fi el președinte unei comisii să facă, să testeze, să califice performanță, evalueze traumatolog, a ginecologului, a chirurgilor, a reanimatologilor, a narcologilor și acolo sunt o mulțime, vă 20 de specialiști, majoritatea sunt câte unul. Cine poate să-i determine lui? Deci va decide comisia. Care comisie, care nu? Cât, da. De pildă, ce aș putea eu să mă duc? Eu pot să mă duc în domeniul specialității mele, dar acolo numai un doctor lucrează din specialitatea mea. Narcologul e numai unul. El ești psihiatru. Neurologul e numai unul. Urologul e numai unul. Cine poate să determine? Fiziatru care știe numai o singură patologie, tuberculoza, dar și aceea nu a lucrat niciodată în staționar, dar au lucrat numai la policlinică. Cum poate să determine? Eu vreau să întreb cine poate. Și dumneavoastră a solicitat ca să fie anulat acest regulament. Să fie regulat. O mărire salariului, partea întâi, lasă-o să meargă. Sunt sigur că nu vor alerga toți doctorii. Ca să deviați doctori, să înveți 9 ani. Și dar cu condițiile astea, care nu li se acordă niciun fel, și cu metoda asta de înjosirea doctorului, adică tu te duci cu mine, te înălbăstri, îi prinde adaos. Dar dacă nu, ai să rămâi așa. Vă dați seama la ce a ajuns. Dar la noi lucrul ăsta e pus foarte bine în Republica Moldova, ca și eu personal. Și da. Cum se face să audă oamenii. Deci, la fiecare 5 ani, fiecare medic merge la cursul de perfecționare, pe specialitatea lui. Sunt în Republica Moldova, eu chiar și la Kiev am făcut 4 luni odată, în 80. Se duce la cursul de perfecționare. Unii află cunoștinți noi, ce nou în domeniul tău. După aceasta, fiindcă fiecare specialitate are cursurile sale. În fiecare specialitate, dar specialități în medicină, cred că sunt vreo 30, are comisia sa de atestare, formați din profesori, șef de catedră, docenți, doctori în medicină, savanți în domeniu dat. La anesteziologia săi, la chirurgii toracalea săi, la infecționiștia noastră, comisia, adică profesorii noștri. Și la fiecare 4, la 3 sau 5 ani, mergi la, depui actele pentru la comisia de atestare. Acolo faci un raport pentru 5 ani de activitate. Și susține examen, un test oral și practic. Și comisia, formată din oamenii care, v-am spus, respectați de toată lumea, decide să-ți conferi prima categorie, a doua sau o superioară. Însă se începe de obicei de la două, primul. Pe urmă, dai, vrei, mergi la următoarea. Chiar dacă ai ajuns la categoria superioară, vrei să o confirmi, ești obligat la fiecare 10 ani să mergi pentru reconfirmare. Vă dați seama? Tot duci la cursul și să o reconfirmă. Iată cum e sistemul pus. Să distrugi acest sistem
Mi îmi pare că toți membrii ăștia guvernului e așa de departe de treburile astea. Ei nici nu au intrat. Eu dat o hârtie. Eu cred că ei nici nu au citit-o, că au să înțelege, era foarte greu ceva. Chiar specialiștii era foarte greu să înțeleagă. Dar ei habar n-au. E, dar de undeva a venit totuși acest regulament? Cuiva i-a convenit? Păi la minister l-a făcut. Dar păi am spus că la minister nu sunt specialiști care... Eu când am fost în funcție, pe la noi era, știi cine era? N-aveți de unde, știți, am un centru diagnostic, poartă numele Kiril Draganiuc. Oameni care au făcut foarte mult pentru sistemul de sănătate. Era vice-ministru probleme curative, respectiv pentru domeniul care credeam eu, Leșan. Era foarte sever. Te chema cu raioane la control, dări de seama aici. Te-am supărat, chiar ne ajunge anul nou. Era sever, dar era ordine, sistem. Și sistemul era umanizat. Păi și astăzi ce fel de ministri avem? Dar eu nu știu, eu ministru, ministru nu are specialitate, nu are rezidentură, nu are internatură. Eu nu știu ce oameni, că nu-i cunosc oamenii aceștia. Și nimeni nu-i cunoaște. Întrebați, dacă îți merge să întrebați să facem o... Medicii nici nu vor spune cum îi cheamă pe viceministri, că nu știu. Nici eu nu i-am știut. Acum am căutat pe internet să văd cine totuși ocupă funcție acolo. În afară de ministru, nu știam pe nimeni. Da, noi suntem pe final de emisiune. Apropo, fiul dumneavoastră, Vadim, a candidat la funcția de guvernator BNM. Da, a candidat, da. Cum a luat această decizie? Știți, v-a întrebat? Nu, n-am știut asta. N-am știut. Pentru că eu știam că este un spectacol foarte bine dirijat și lucrul ăsta nu va fi posibil, dacă îmi spunea. Dar eu n-am știut. Eu am aflat, să vă spun, ce este de la televiziune. Așa. Da. Dar ce l-a determinat să participe la concurs? Dacă Dorei va spune ce l-a determinat, eu cred că el fix asta înțelege, că e spectat și hotărât să participe la... Să vadă... Da, fiindcă a fost actul întâi, dacă voi ajunge și voi scrie în carte, voi descrie. Și actul întâi, actul doi? Actul doi, care a fost, trebuia să apară figura care trebuia și lucrul s-a întâmplat, și actul trei, formalitatea care era numai de acum. Deci domnul Cioclea era persoana care trebuia să câștige. Eu nici n-am împotrivă, și el poate și e om bun, nu pot spun nimic, poate și-aș fi, că mie îmi place de omul ăsta, nu pot spun. Dar a fost dirijat, lor le era indicat că să aducă oameni din străinătate. Așa era cu decizia Parlamentului. Și eu căutat și le-au propus la diferiță oameni care au fost mai mult pe listă, nici nu știu care, în străinătate, care, basarbeni care muncesc în alt părți. Și lucrul acesta, dar asta este. E o școală și aceasta. Deci n-a fost transparent acest concurs? Transparent nu, era dacă se transmitea acum la Unimedia ședința cum se numește, a comisiei, așa zise comisii, dacă au vrut să fac comisii, trebuie nu niște parlamentari care habar n-au de sistemul bancar, care au învățat când ești ceva aici pe o notă, nu știi care, puteau să determine care e mai bun specialist. Specialistul e terminat în altă parte, ei pur și simplu au votat. Și să nu mai fac pe îngerii, că asta lucrul este clar și mie mi-era clar că niciodată nu va ajunge cel care aș fi meritat. Poate aș mai fost pe acolo, că nici nu știu dacă nu a fost deschis. A fost închis tot. Într-o țară, iată, asta e închis. Dar riscul ca jafurile bancare să se producă în continuare mai există? Eu cred să fim furați în continuare? Eu cred că acum jaful de acum se face pe alt cale. Acum, pentru a menține oamenii aceștia ca să nu iasă toți la revoltă cu pensii, cu bugetare, cu niște salarii, acum mai fac împrumuturi la băncile comerciale care plătesc și datoria crește și crește și că generația dumneavoastră, tinerilor, vă rămâne să plătiți în loc să dezvolte sistemele de sănătate, regimul este, a să meargă banii ăștia, fiindcă trebuie băncile astea să se îmbogățească, la care acum la bănci comerciale iau. Dar guvernatorul Băncii Naționale nu l-am auzit, poate aș fi și vreodată să spună, normal ar fi din când în când, odată în lună, să iasă la o televiziune, să le explice cetățenilor ce se întâmplă, cum va fi, eu așa aș vedea lucruri, dar nu sunt specialist, unii domeniul meu, eu am scris, unii eu mă pricep, eu aici nu, dar ca cetățean mi-ar fi plăcut să ascult. Da, să vedeți, până de miliardul furată, acum se mai adaugă datoriile astea legate din împrumuturile recente. Nu-i de unde, că la buget nu se acumulează sursă și... Așa, doamna Brânzan, care e soluția dumneavoastră pentru salvarea Republicii Moldova? Alegeri parlamentare și un președinte puternic care gata să riște. Pe cine vedeți dumneavoastră în această funcție? Eu cine aș vedea? Eu, dacă să vă spun sincer, vreau să vă spun, eu l-aș vedea pe Andrei Anastase pentru curaj. Ceea ce se spune acolo, eu m-am informat din alte surse, ca să nu ceea ce se fac la o televiziune, e clar de ce.
tot asta se bârfe, fiindcă el a fost avocat din nume, cu nume, câștigat dosare la CEDA, acolo din suma câștigată este procent cât îți dau, îți plătește, asta este normal. Și ideea că trebuie să fie un calic președinte, se termine. Cam avut eca. Aici care a fost președinte, eu l-am respectat, că-l cunosc din 93 sau 94. Ca un om cinstit, ca un judecător, dar a fost un om fără caracter și un opus. Altul punea, ce aici am spus, demnitate, curaj și integritate. Chiar dacă și-a avut integritate, nu a avut curaj să pui piciorul în prag. Piciorul în prag. Uneori. Da. Și atunci, când se putea. Iată... Și credeți că așa, pe cale proprie putem să ne dezvoltăm? Avem șanse. Ca țară. Ca țară. Ca țară? Ca țară avem țara noastră mare și acolo trebuie să mergem. Dar nu putem face asta azi și mâine, da? Eu sper că poate măcar în 2 ani, dar astăzi trebuie să facem, să pregătim societatea noastră acasă. Eu am și un program, cum trebuie pregătit societatea. L-am și chiar mă duc cu el la Academie, că am avut cu Lida Istrati conferință, dar atunci am emoții și n-am luat. Eu văd cum trebuie pregătită, dar toți trebuie să includem, să pregătim toți oamenii să înțeleagă. Pentru unire. Pentru unire. Să înțeleagă că dacă pensia minimă în România e 700 de roni, asta adică 3500 de lei, apodat când ne-au venit, pensionarii noștri, în banii noștri, ar primi 3500 de lei. Da, dar nu doar chestiunile economice ar trebui să prevaleze. Adică trebuie să existe și altceva. Stați, care să-i unească. Primul rând, ce e? Într-o țară săracă, unii oameni de ajung, nu au bani pentru ce cumpăra medicamente, primul rând contează asta, pentru noi ceilalți și pentru aceștia contează, dar în primul rând trebuie să le spunem niște adevăruri, că dacă purtăm aceleași nume, Brânzan aici, Brânzan acolo, Pânzare aici, Pânzare acolo, Cebotare aici, Maria Păslaru aici, adică aceleași nume și nu aici. Kubrekov a făcut un lucru colosal. Au găsit mii de localități și le-au publicat în Ziarul Național, au fost pe site-ul lor și eu chiar l-am transcris în alamă pe site, la mine în computer. Mii de localități din toată România care poartă aceleași denumiri. Plopi, Mândrești, toate aceleași denumiri. Oi, oameni, cum suntem diferiți dacă avem aceleași denumiri de sat și de oraș? Cum? Dacă avem aceleași nume și prenume, dacă cântăm același cântec, dacă mâncăm aceleași sarmale, dacă avem aceleași obiceiuri de iarnă, colinde și urături, cum suntem diferiți? La mintea coșului e asta. Da, aceeași urătură, același cântec și atunci ce mai rămâne? Dar bunăstare de România. România îi spre cale și spre dezvoltare merge. Dar sunt niște. Un salariu, deși medicii noștri pleacă toți în România. Termină, chiar dacă termină aici. Și regăsesc undeva în Occident, dar cei mai mulți în România, pe care îi știu, toți s-au aranjat, chiar colegi care au lucrat cu mine în spital și rude. Toți s-au aranjat foarte bine, lucrează foarte bine. Dar înainte de asta trebuie să ne facem ordine la noi acasă. Trebuie să facem aleagă de ordine. Să pregătim. Da, să pregătim, să fim informați dacă și să se întâmple calea, asta eu conștient. Calea văd, calea parlamentară. Schimbat parlamentul, un parlament, pregătit societatea și oameni să știe că eu vreau, fiindcă acolo eu n-as mai îmi ca călicu, să ne aducă un cozonac sau să fie președintele parlamentului, ori președintele partidului la coada vașii, să aducă acolo. Asta e înjosire, asta e bataie de joc într-o țară normală, o familie cu mult copii, statul trebuie să-i asigure. Dar să nu faci dintre asta partid. Publicitate și nu partidul politic pentru a cumpăra și a înjosi pe oameni. Să îmbli cu cozonacul sau cum îmbla ăsta, sârbul și vopsie. Vă dați seama și mizerie. Ce mizerie poți să ajungi și intelect trebuie să ai, scazi așa la pământ. Iată, asta trebuie. Clasă-mă oamenii noi. Și eu văd în partidul lui Maia Sandu, văd oameni buni, în partidul acesta eu văd oameni. Și eu sper că toți împreună, cei care înțelege, să ne pregătim populația, că eu vreau cu tineretul să nu plece. Eu vreau nepoții mei să nu plece și astăzi gata să plece. Și e ca masterul să-l conving să nu meargă, să rămână și nu pot. Da, și din asta păcate vreau. Asta e starea eu vreau spirit, că nepoții mei se poate veni la mine, la cimitir, sper la mesajul... de Blăjină. Eu nu mai vreau în cimitir să vină dodon cu dodoniști cu drapele roșii la cimitir, că noi muri. Vă dați seama? Eu am venit acasă cu tachicardie când am văzut
Păi stai, dar trebuie și o regulă, să nu se permită în cimitir un asemenea hal. Da, sperăm că mesajul dumneavoastră a fost auzit și cei care sunt pe bagaje să se mai gândească un pic înainte de a lua o decizie să plece sau să rămână, că așa, implicându-ne fiecare, poate reușim să o scoatem la capăt cumva. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, pentru discuții. Mulțumesc pentru invitație și te rog, transmite mesajul care l-ai spus acum, să-l audă tinerii din generația voastră. Nu plecați, copii, rămâneți, că nu e nicăieri mai bine ca în țara ta. Eu nu dau bunătățile, că am avut ocazia, vă dați seama, să rămân și acolo, în Statele Unite. Dar eu eram, mă simțeam străină. N-am mediu cultural, n-am mediu social, n-am mediu lingvistic. Și eu sunt legată prin codul genetic cu pământul acesta. Ideea că te duci undeva și fie. Noi avem iaca. La Iași e țara mea. Înțelegi? Aici se poate, da? Aici se poate. Așa, am înțeles. Să vedem cine și cum a reușit să voteze. 11 bile albe și una neagră, o apreciere din partea celor care ne-au urmărit. Mulțumim că ați fost alături de noi, că v-ați implicat, ați votat. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Să aveți o seară frumoasă!